Bună ziua toată lumea, eu mă numesc Vladimir și acum suntem la Centrul Multifuncțional a Dezvoltării Zonei Ramsar din satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă. Aici, în cadrul proiectului, noi am montat un mini-parc fotovoltaic cu capacitate de 5 kW, dar nu acesta este obiectul nostru. Vă rog să atrageți atenție pe acoperișul dat. Este un colector solar pasiv, care este menit să încălzească apa, apa caldă menajeră. Temperatura de afară noi avem în jurul la 14 grade și acum vom deschide robinetul. Așa, pentru a testa temperatura apei care se încălzește, da? Deja avem 35, 38, 40. Deja este suficient pentru a face un duș. Menționez că astăzi este o zi înnourată, soare practic nu avem și temperatura de afară este la 13 grade.